importanța femeii în societate și ce înseamnă pentru tine creșterea statutului femeii în România. Rolul femeii în societate a evoluat foarte mult în ultima perioadă. Acum femeile sunt capabile să îndeplinească roluri pe care înainte doar bărbații le îndeplineau și totodată să aibă meserii pe care doar bărbații le aveau înainte. Una dintre aceste meserii este și aceea de militar, să activezi în armata română. Este o meserie care te solicită din punct de vedere fizic, din punct de vedere psihic, din punct de vedere, din toate punctele de vedere. Dar o femeie este pregătită să ia cele mai bune decizii și să o conducă prin deciziile pe care le ia. Totodată, consider că femeia a evoluat și nu mai îndeplinește pur și simplu, a făcut un salt, un mare salt în societate, nu mai îndeplinește un rol tradiționalist în societatea paternalistă. Pur și simplu este capabilă să îndeplinească multe roluri, pe lângă cel de mamă, de fiică, de susținătoare a unei familii. Pentru că femeia și în contextul familiei este egală cu bărbatul în societatea noastră. Cât de mult a crescut numărul femeilor din armată? Numărul femeilor, suntem la un procentaj de aproximativ 10% în armata României. A crescut începând din anul 2001, de când au fost acceptate și femeile în armata României, s-a ajuns la un procentaj de 10%.